30 de trenuri suplimentare și un nou serviciu de rezervare a locurilor introduse de CFR Călători. Potrivit unui comunicat al companiei, noul mers al trenurilor 2019-2020 va fi asigurat de un număr mediu de 1230 de trenuri față de 1200 anul trecut. Începând din această lună, va fi suplimentat numărul de trenuri pe mai multe rute. Printre acestea se numără ruta București-Nord Chitila-Buftea, ruta Ciurea-Iași și ruta București-Nord București-Băneasa-Fundulea. CFR Călători a mai anunțat că serviciul de transport feroviar de vagoane de dormit și cușetă va fi disponibil, printre altele, pe relațiile dintre București-Nord și Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Sighetu Marmației, Iași, Suceava, Botoșan, Bistrița și Vatra Dornei. În ceea ce privește traficul internațional, va fi introdus în circulație un tren nou pe ruta Satu Mare, Budapesta, Viena și retur. CFR Călători a anunțat și un nou program pilot pentru deservirea și sporirea atractivității traficului de navetă între zonele suburbane și marile orașe din toată țara. Astfel, va fi permisă călătoria posesorilor de abonamente valabile la trenurile regio și cu trenurile interregio pentru abonamente emise pe distanțe de până la 30 de kilometri. Măsura este valabilă începând cu 15 decembrie și nu include trenurile în trafic internațional. Totodată va fi introdus un nou serviciu de rezervare a locurilor pentru trenurile regio la prețul de un leu pe rutele București-Tobor, Constanța și retur, București-Nord sau Basarab, Brașov și retur, București-Nord, Buzău, Mărășești și retur, București-Nord sau Basarab, Craiova și retur și Buzău, Constanța și retur.